Bună seara! Sunt Eugenia Marin, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ, și am deosebită bucurie și plăcere de a fi alături de invitații dezbaterilor juridice la o dezbatere care este foarte interesantă din punctul meu de vedere și care, pentru cei care se ocupă de materia contenciosului administrativ, știu că ocupă o mare parte din volumul de activitate al instanțelor de contencios. Dezbaterea are tema fondurile europene sub concasorul contenciosului administrativ. Pentru această dezbatere, organizatorii s-au gândit, și eu zic că foarte bine s-au gândit, să invite atât reprezentanții ai beneficiarilor, astăzi reprezentați de doamna avocat Georgiana Trandafir, avocat în cadrul firmei Trandafir și Asociații, dar și autoritatea de audit, reprezentată la cel mai înalt nivel, aș putea zice, la această dezbatere, respectiv de către președintele autorității de audit, domnul Lucian Dan Vlădescu. Și nu era întreagă dezbaterea noastră dacă n-ar fi participat și un reprezentant al autorităților de management, reprezentate astăzi de către domnul Marius Vasiliu, care este expert verificare pe fonduri europene. Doamnă, domnilor, bună seara! Bună seara! Mă bucur că suntem astă seară la această dezbatere și sper ca, prin cele ce vom discuta, să încercăm să rezolvăm cel puțin o parte dintre problemele care apar în practică în legătură cu această mare parte a contenciosului administrativ reprezentată de litigiile vizând fondurile europene. Acum, pentru că cele mai multe litigii apar uneori pentru că autoritatea de audit se duce și face controle la beneficiarii fondurilor europene, ai contractelor pentru finanțarea din aceste fonduri europene, o am să-l rog pe domnul președinte al autorității de audit să ne vorbească despre activitatea de audit în această materie a contractelor încheiate cu finanțări din fonduri comunitare. Vă rog, domnule președinte. Autoritatea de audit este în România o structură independentă, operațională în cadrul Curții de Conturi. Dar mai mult decât atât, ea este cea de-a treia instituție, să-i spunem, care are competențe în cadrul sistemului de management și control pentru derularea fondurilor nerambursabile care sunt acordate României de Uniunea Europeană, alături de Autoritatea de Management și Autoritatea de Certificare. Autoritatea de audit este practic interfața dintre statul român, pe de o parte, și Comisia Europeană, finanțatorul, de cealaltă parte, și de multe ori are un rol ingrat care este generat de acest sistem al gestiunii partajate, care guvernează până la urmă modul în care sunt transmise și sunt cheltuite fondurile europene care sunt alocate României. Pentru că nu este gestiunea integrală a Comisiei Europene, nu este gestiunea integrală a statului membru, este o gestiune partajată și există niște responsabilități care sunt împărțite între Comisie și fiecare stat membru în parte, în cazul de față România, și practic conform acestui principiu al gestiunii partajate, țara noastră a primit un mandat din partea Uniunii Europene și noi suntem cei care suntem responsabili în cadrul statului român cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii care ne sunt alocați de la bugetul european. Evident, putem să facem scurte precizări cu privire la activitățile pe care le desfășurăm. Evident, activitățile pe care le desfășurăm sunt activități de audit.
Există pentru actuala perioadă de programare 2014-2020 un audit de desemnare pentru a individualiza cadrul instituțional și acest audit de desemnare a fost finalizat pentru toate programele operaționale în vara anului trecut. După care există auditul de sistem, există auditul operațiunilor și există auditul conturilor. Pentru a nu intra în detalii foarte mari, cred că cea mai mare importanță o are auditul operațiunilor, pentru că în urma auditului operațiunilor, adică atunci când noi trebuie să verificăm dacă toate cheltuielile care au fost declarate de autoritățile de management prin intermediul autorității de certificare către Comisia Europeană sunt conforme cu legislația națională și cu legislația Uniunii Europene, dacă rezultatele acestui audit al operațiunilor pentru fiecare program operațional în parte este un rezultat corespunzător, atunci noi avem inclusiv certitudinea că sistemul de management și control funcționează în mod eficient. Și de asemenea este vorba de auditul conturilor atunci când noi trebuie până pe data de 15 februarie a fiecărui an să certificăm faptul că toate sumele care sunt înscrise în conturi sunt corecte și că nu există abateri cu privire la acest aspect. De altfel, există discuții la nivelul Comisiei Europene pentru ca în următoarea perioadă de programare să se renunțe treptat la auditul de sistem, în măsura în care, evident, pentru o anumită perioadă de timp, să spunem 2 ani de zile, rezultatul pe auditul de operațiuni este corespunzător, pentru că atunci tu ai o garanție că, de fapt, sistemul funcționează. Deci, ceea ce facem noi este audit. Asta este activitatea principală pe care o desfășoară instituția pe care eu o reprezint astăzi și, repet încă o dată, este o instituție care nu este foarte cunoscută publicului larg. Ea este destul de des contestată, să spun așa, în zona fondurilor europene. Nu am o vechime foarte îndelungată la conducerea acestei instituții, dar după un an și o lună de când sunt reprezentantul ei legal, cred că trebuie făcute anumite nuanțări și cred că multe din critici sunt nefondate. Asta este părerea dumneavoastră. Este adevărat că ați precizat că sunteți în fruntea autorității de audit de un an și ceva și probabil că dumneavoastră cunoașteți toată activitatea desfășurată de către această autoritate de audit de la momentul când ați devenit președinte, însă dacă acum am aflat care sunt atribuțiile autorității de audit și despre ce controle puteți să faceți, poate ar fi bine să vedem și care este punctul de vedere al autorităților de management și poate domnul Vasiliu ar putea să ne prezinte un pic aspectele legate de activitatea de control și de management despre care vorbea chiar domnul președinte al autorității de audit. Cred că în primul rând ar trebui să încercăm să facem o delimitare clară a ceea ce înseamnă control și ceea ce înseamnă audit. Din perspectiva inclusiv a celor care practică autorități de management, există de cele mai multe ori chiar confuzia faptului că autoritatea de audit controlează. Autoritatea de audit auditează și, în primul rând, auditează modul în care autoritatea de management își face treaba. Teoretic ar trebui să fie existat o deschidere mai mare, o disponibilitate mai mare a autorităților de management în a înțelege modul în care au fost sau cauzele pentru care au fost formulate recomandările în rapoartele de audit și o soluție ar fi fost preluarea în activitatea de verificare la toate nivelurile din autoritățile de management
a recomandărilor ca atare. Și recomandările autorității de audit nu sunt doar ale autorității de audit. Recomandări vin și din partea Comisiei Europene, care la rândul ei face un audit anual al operațiunilor, dar și al Curții Europene de Conturi, care de asemenea e peste Comisia Europeană. Deci la rândul ei auditează inclusiv modul în care Comisia Europeană a auditat chiar până la urmă statele membre. Acum se naște sau cel puțin două întrebări din activitatea de verificare a modului în care sunt cheltuiți banii europeni. Dacă sunt prea multe controle sau avem prea multe instituții care controlează. Probabil că dacă am ajunge la un nivel optim de interpretare, de punere în aplicare a regulilor finanțatorului, să înțelegem până la urmă că un contract de finanțare, în primul rând, e un contract de adeziune, e un contract pe care beneficiarul acceptă la momentul la care dorește o finanțare în anumite condiții foarte avantajoase pentru el. Știm foarte bine gradul de cofinanțare, cel puțin pentru autoritățile locale, este unul foarte mic. Pentru beneficiarii privați, într-adevăr, el poate crește undeva spre chiar 50% din valoarea întregii finanțări. Dar în momentul în care s-ar ajunge la un consens de interpretare între toți acești actori, practic și constatările auditorilor din rapoartele de audit ar fi mult mai puține. Autoritatea de management, la rândul ei, ar aplica mult mai puține sancțiuni, măsuri administrative, în fapt, decât cele pe care le aplică în acest moment. Și cumva rezultatul cel mult dorit de toată lumea ar fi o absorpție cât mai bună a acestor fonduri. Acum suntem într-o piramidă a verificării care are la bază autoritatea de management. Peste autoritatea de management este autoritatea de certificare și plată, peste autoritatea de certificare și plată în sistemul de management și control e autoritatea de audit. Vis-a-vis de faptul că avem prea multe instituții care controlează, reglementarea acestor instituții, acestui sistem de management și control se regăsește într-un regulament european, 1303/2013, pentru această perioadă de programare, pentru perioada trecută era 1083/2006. Acest regulament european nu are un statut de îndrumare, nu e de nivelul unei directive, e legislație direct aplicabilă și e direct aplicabilă în toate statele membre. Prin urmare, discutăm de faptul că acest sistem de management și control se regăsește în fiecare dintre cele 27, începând din martie 2019, 28 încă în prezent state membre. Așadar, probabil mai departe e doar modul în care sunt interpretate regulile de finanțare și de către beneficiari, bineînțeles neexcluzând și posibilele excese din partea autorităților de management, dar excese care pot fi corectate la momentul la care se efectuează auditurile, pentru că n-aș vrea să cred și bineînțeles că nici nu e cazul. În momentul în care autoritatea de audit constată o greșeală a autorității de management și din perspectiva cealaltă, respectiv a unui exces, nu o va corecta. Interesul nu e acela de a aplica corecții financiare, nu e acela de a stabili un nivel al cheltuielilor neeligibile cât mai mare, dar e în același timp în totală opoziție cu a crede că sau a dori să nu mai raportăm nereguli, să nu mai constatăm nereguli. Echilibrul trebuie să fie undeva la mijloc. Ele nu trebuie să existe. Nu să nu le raportăm sau să nu le constatăm. Acum, din perspectiva generală a modului în care sunt privite activitățile de verificare, la rândul lor, în rândul beneficiarilor, nasc de multe ori mai multe probleme de formă, poate,
acelea ale invocării existenței unui prejudiciu, la momentul la care s-ar stabili, s-ar constata o neregulă și ar fi aplicată o corecție financiară sau stabilită o măsură de neeligibilitate. Și aici, practic, a făcut lumină Curtea Europeană de Justiție printr-o hotărâre potrivit căreia, odată cu încălcarea unei directive, nesocotirea prevederilor unei directive, atrage după sine existența unui prejudiciu sau unui posibil prejudiciu, nemai existând în sarcina autorității de management obligativitatea de a stabili că acel prejudiciu există, este cert sau nu. Deci e tranșată la modul la care s-a încălcat legislația, se aplică o corecție financiară. Acum, din punctul ăsta de vedere, discutăm și de principiul proporționalității la aplicarea acestei măsuri administrative a corecției financiare, pentru că gradele de apreciere a gravității trebuie să fie stabilite într-un mod obiectiv sau cât se poate de obiectiv, nu într-unul subiectiv, care să permită poate chiar interpretarea beneficiarilor că sunt uneori defavorizați în raport cu alți beneficiari care au, asupra căror au fost constatate același tip de nereguli. Și aici e, practic, un izvor de înțelepciune, îl regăsim tot în rapoartele de audit. Pentru că în rapoartele de audit există o constantă a modului în care sunt stabilite măsurile administrative, funcție de genul de neregulă constatată, dacă e în faza de selectarea ofertantului, dacă e în faza de implementare a contractului, în faza de evaluare. Deci, corespondentul acestor măsuri îl regăsim reglementat într-un ghid COCOF al Comisiei Europene, o decizie a Comisiei Europene prin care sunt stabilite cele mai frecvente cazuri de încălcare ale legislației privind achizițiile publice, cu gradele de aplicare, cu marjele de aplicare ale corecțiilor financiare într-un minim și maxim, de cele mai multe ori, între 5 și 25%, bineînțeles, existând și cazuri în care corecția e direct stabilită la un nivel de 100%, când discutăm cel puțin de transparență, de conflicte de interese sau de existența unei fraude asociate neregulii constatate. Comisia Europeană o să încerce în viitorul apropiat, nu chiar pentru perioada de programare următoare, modificarea acestui mod de aplicare a corecțiilor financiare prin eliminarea acestei interpretări subiective de multe ori a marjelor de corecție între 5 și 25%, venind cu o nouă filozofie de interpretare, de abordare, genuri de nereguli care se împart în mai puțin grave, de o gravitate medie sau foarte grave, gradul de corecție fiind stabilit direct într-o proporție de 5, 10 sau 25, fără a mai fi existând această marjă la latitudinea autorităților de management sau ale audit. Pentru același tip de încălcare, adică să fie încălcarea, posibil sancționarea între 5 și 25%, cum este în prezent. Nu mai avem 5 sau 25, exact un prag fix. O neregulă mai mică, de o gravitate mică, stabilită în noul ghid COCOF, o să fie stabilită direct o corecție de 5%, pentru una medie 10 și pentru una gravă 25. Și ca judecător am avut posibilitatea să constat că într-adevăr și autoritățile de management atunci când fac verificările sau când stabilesc caracterul eligibil și în general atunci când aplică corecțiile financiare, din câte știți, inclusiv ordonanța 66 a fost modificată în timp, pentru că o forma inițială era cu totul diferit, anexele la ordonanța 66 avea o formă total diferită de forma actuală și în funcție de natura încălcării erau stabilite și corecțiile de la 5 la 25%.
Într-adevăr și în practică, mulți dintre beneficiari, în cazul aplicării unor corecții financiare, au solicitat, tocmai invocând jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, referitoare la principiul proporționalității, care nu este un principiu decât consacrat de jurisprudența Curții, nu este consacrat la nivel comunitar printr-un act scris, dar el este la, pe deplin aplicabil, pentru că știm cu toții că jurisprudența Curții de Justiție face parte integrantă din normele de drept comunitar și se aplică ca atare atât de instituțiile publice, cât și de instanțele naționale. Într-adevăr, poate că ceea ce ne spuneți de că aveți cunoștință despre intenția Comisiei Europene de a modifica și de a stabili, pentru că chiar principiul proporționalității până la urmă înseamnă un grad mare de subiectivism. Descoperă acum Isolex, soluția software care îmbunătățește rapid întreaga activitate a cabinetului tău de avocatură. Un avocat bun știe că există mereu loc pentru plusvaloare. Isolex, din respect pentru profesie. www.isolex.ro. Juridice.ro recomandă Isolex.